și acolo pe banca cealaltă e un răspuns care arde, arde. Aș vrea să te oprești un pic să nu-l dai. Poți? Sigur? Eu cred că nu zici că nu poți pentru că nu am nimic de zis, dar în aplauzele voastre. Răspunsul. Aveam un speech foarte bine pregătit, dar m-a ajutat foarte mult, Ana, îți mulțumesc. O să încep în primul rând cu argumentul cum că dispar în 24 de ore. Nu dispar în 24 de ore. În primul rând ai punctul de highlight, unde practic îți faci propriul portofoliu. Acolo se adună principalele tale Insta Stories. Și haideți să fim serioși, în momentul în care un brand, un om, oricine postează ceva, acel post are interacțiune maxim 2, 3, 4, 5 ore. Ceea ce înseamnă că el oricum după 24 de ore moare. Nu cred că te întorci apoi să dai like pe ce a fost în trecut. Deci, practic, este exact același lucru, doar că tu îl poți indexa acolo în highlight. Apoi, subiectul legat de cifre, pentru că nu ar fi, eu, by the way, reprezint brand, dacă nu ați reținut, în paralel sunt și influencer și de aceea brandul m-a luat, pentru că am înțeles că e nevoie de oameni ca noi, care înțeleg Insta Stories și toată dinamizarea din domeniu. Ceea ce înseamnă că Insta Stories sunt foarte măsurabile, deci pentru noi, oamenii de marketing, practic este principalul element să măsori, iar Insta Stories sunt foarte măsurabile. Ai insights, vezi numărul de interacțiuni pe fiecare Insta Story, deci acest argument nu poate fi. Pentru că sunt influencer, știu că am obligația să dau aceste cifre. Deci nu, în momentul în care ai un buget în spate și îți asumi o poziție, tu vei da absolut mereu cifre. Revenind la subiectul principal, Insta Story e un fel de completează tot ce se întâmplă pe Insta Feed. Spre exemplu, dacă tu și asta înseamnă Insta Stories. Trebuie să fii acolo zi de zi cu omul și să creezi engagement. Și nu poți face asta printr-o simplă postare unde lucrurile sunt extrem, extrem de statice. Și aș mai vrea să revin la Ana și subiectul legat de cifre, pentru că pe asta mă preocupă foarte tare. Spre exemplu, am avut recent o campanie la Global World, unde aveam obiectiv să numărul de accesări pe un și cum am făcut asta, niciun cap n-aș fi putut pe post, pe Instagram, pentru că, by the way, nu poți să pui link, am uitat de asta în argument.